Grigorie Palamas, născut în Constantinopol la anul 1296. Date despre viața sa ne oferă Patriarhul Filotei. Părinții Sfântului Grigorie Palama s-au mutat din Asia Mică în Constantinopol, pe atunci nu aveau niciun copil. Tatăl Sfântului se numea Constantin și era membru al Senatului și sfătuitor și consilier intim al împăratului Andronic al II-lea. Sfântul Grigorie Palama a mai avut încă doi frați și două surori și a fost dat de mic să studieze științele profane și la început a studiat gramatica, avea probleme cu exprimarea și atunci s-a hotărât ca să nu mai înceapă să studieze înainte de a săvârși trei rugăciuni către Maica Domnului pentru a-l ajuta să rețină și să se exprime mai frumos. Și atunci a avut o mare ușurință în reținere și în exprimare, datorită rugăciunilor către Maica Domnului. Apoi a studiat deci retorica, gramatica, logica, fizica și toate științele aristotelice. Ei bine, Sfântul Grigorie Palama nu s-a simțit foarte atras de Aristotel și de învățătura sa și el căuta de fapt viața monahală încă de tânăr, încă din adolescență. Și a practicat un sever regim de asceză sub îndrumarea lui Teolipt, viitor metropolit de Filadelfia. Apoi, împreună cu cei doi frați ai săi, s-a îndreptat către Athos. A intrat în monahism sub conducerea unui călugăr îmbunătățit cu numele de Nicodim. În curând a fost hirotonit preot la Salonic și acolo și-a impus un mai aspru regim de asceză severă și 5 zile de săptămână nu vorbea cu frații, nu avea convorbiri cu nimeni, ci a stat retras, stătea retras doar în rugăciune, meditație, asceză și numai 2 zile, sâmbăta și duminica din săptămână, liturghisea, mai ales duminica, și vorbea cu ceilalți. Sfântul Grigorie Palama a apărat, de fapt, doctrina ortodoxă împotriva călugărului calabrez Varlam. Acest călugăr a venit la Tesalonic și a intrat în legătură cu monahii simpli de acolo. Iar aceștia i-au vorbit foarte mult despre rugăciunea neîncetată și apoi Varlam i-a considerat eretici. Aceștia erau isihaști. Isihie înseamnă liniște. Ei căutau pacea sufletului și întâlnirea cu Dumnezeu prin rugăciunea curată. Și apoi călugării toți din Salonic s-au sesizat și au scris Sfântului Grigorie Palama, care se afla în Athos, să vină oarecum să apere credința ortodoxă. De fapt, Varlam nu înțelegea că lumina divină este necreată. El spunea că pe Tabor Dumnezeu s-a descoperit în lumină, însă lumina aceasta este materială, trecătoare și stricăcioasă. Sfântul Grigorie Palama, folosindu-se însă de toate scrierile Sfinților Părinți de atunci, și anume Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Vasile cel Mare, Dionisie Areopagitul, susține că face deosebirea de fapt că Dumnezeu este și ființă și energie, și acestea două fiind nedespărțite. Ființa lui Dumnezeu rămâne incognoscibilă, rămâne nedescoperită nouă. Însă Dumnezeu comunică permanent cu lumea prin lucrările sale necreate sau pe energiile sale divine necreate. De exemplu, bunătatea, harul, lucrarea, dreptatea. Și atunci Dumnezeu ține permanent contact cu lumea. Putem face o comparație palidă cu soarele. De exemplu, soarele are și corolă, nu, sau ființă, am spune noi, dar și razele sale, de care ne bucurăm noi. Dar noi numim atât acea ființă sau corolă soare, cât și razele și lumina lui, care coboară peste noi, le numim tot soare. Atunci și Sfântul Grigorie Palama spunea că noi numim atât ființa lui Dumnezeu, cât și energiile lui Dumnezeu, Dumnezeu. Sfântul Grigorie Palama spunea că putem vedea lumina lui Dumnezeu chiar din viața aceasta. Sfinții și haști practicau rugăciunea lui Isus sau rugăciunea inimii în mod neîncetat. După cuvintele Sfântului Apostol Pavel,
la 1 Corinteni, capitolul 14, când spune că vreau mai bine să spun 5 cuvinte cu mintea mea. Și ei se rugau, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Această rugăciune am aflat despre ea încă din secolul al IV-lea, când călugării isihaști o practicau. Chiar ei stăteau pe un mic scaunel cu două degete deasupra inimii, cu bărbia în furca pieptului, își controlau respirația, își pacificau gândurile și inima și spuneau cât mai rar această rugăciune. Prin această rugăciune, de fapt, se invocă prezența lui Hristos în noi și în inimile noastre. Îl chemăm pe Hristos să vină în noi. Și ei practicau rugăciunea cu ochii deschiși, gândindu-se că poate Dumnezeu le oferă acest dar ca să vadă și ei încă din viața aceasta, să preguste lumina dumnezeiască de care ne vom bucura cu toții dincolo, în viața viitoare. Părintele Sofian Boghiu, marele duhovnic al Bucureștilor și al țării noastre, spunea și dădea sfatul ca după ce oamenii se mărturisesc sincer, se spovedesc, sunt cu un duc smerit, să practice această rugăciune. Și el sfătuia de 3-4 ori pe zi să se liniștească într-o cameră liniștită și să înceapă să practice rugăciunea lui Isus. Și apoi, măcar în timpul mort al zilei, de câte ori pot, deci câte un sfert de oră, de 4 ori pe zi, pe scaunel și cu aceste metode de care am pomenit, iar apoi măcar în timpul mort al zilei. Care e timpul mort al zilei? De exemplu, când mergem de la tramvai spre casă, de la lift spre ușă, când mergem pe stradă, când așteptăm tramvaiul sau troleibuzul, decât să ne gândim în altă parte, mai bine înveșnicim timpul rugându-ne. Pentru că mintea noastră lucrează în continuu, este ca o moară, spun părinții, care macină într-una și noi trebuie să-i dăm grâul rugăciunii, ca apoi făina să o coacem la căldura inimii, adică rugăciunea să o coborăm în inimă. Cum spunea părintele Cleop, atunci te rogi cu adevărat, când spui cu buzele, gândești cu mintea și simți cu inima. Și cu crucea ta păzești.